Bună ziua la toată lumea. Astăzi m-a venit detergent pentru bijuterie, pentru curățarea în bijuterie, la care se pune în mașinile de ultrasunete. Și care, mă rog, se de la august. Și care se pune câte puțin în covaia, care am eu de 2 litri, cred că am 50 de mililitri se pune la covaia întreagă. Asta e o placă. Placă de, mă rog, care înlocuiește azbestul. O vedeți, da? Dacă nu mă înșelie de nisip foarte fin. Ceva de genul. În sfârșit. Aici scrie că nu e toxică. Este fără miros. Rezistă până la 1800 de grade Celsius. Da. Rezistent la monoxidul de carbon și hidroxidul de carbon. Mă rog, mai multe. Când cumpărați și voi, vă vine așa. Da. Înainte foloseam azbestul. Și voi cât de a trecut era, cât de gros e, cât de mare e, asta se taie în două și tot mai ajunge. În sfârșit îl iau acasă să facă ca să nu trebuie. Așa. Și Vitrex. Părnânțesc. Vitrexul ăsta e în... în loc de vitriol. Să pune tot așa, uitați. Diluția este, uite că scrie și în română. Se folosește la decaparea și curățarea bijuteriilor din aur sau argint. Deci mod de folosire. Diluția este 50 de grame de vitrex la 400 de mililitri de apă. Se amestecă până la omogenizare și se încălzește amestecul la circa 65 de grade Celsius. Soluția preparată poate sta într-un borcan. Praful rămâne în recipient. Praful, adică ăsta rămâne în recipientul ăsta de plastic acoperit. Ăsta este ecologic, să spun. Toxic, poate arde hainele, nu se bea și nu se dă pe la ochi. Mă rog. Vitrex. Cam atât pentru azi. Ne vedem la următorul videoclip. Nu uitați. Like, subscribe, bla bla bla, bla bla bla, share peste tot. Să ne vorbești pe noi lumea, că suntem aici așa, da? O zi bună, domnilor, ne vedem la următorul videoclip.